Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bună seara tuturor, bine v-am regăsit în Piața Victoriei cu această componentă interactivă începând din acest sezon. Asta înseamnă că așteptăm și întrebările dumneavoastră și punctele de vedere la 0372 069599. Au început să se întâmple tot soiul de lucruri în jurul nostru care să ducă la rezultate pe care ni le-am dorit atâta vreme în materie de protejare a mediului, în materie de salvare a resurselor atât de prețioase, în materie de conservare a acestor resurse. Și uite că aceste lucruri care se întâmplă pe lângă noi, poate unele dintre ele trec neobservate, luându-ne cu atâtea alte probleme foarte importante, pe unele le sesizăm. O discuție, o conversație care se poartă în aceste momente, la nivelul Uniunii Europene, la nivelul organismelor internaționale și, bineînțeles, la nivel local aici în România, pentru că s-au decis unele lucruri și se vor mai decide și altele în materie de politici publice privind mediul, privind măsurile împotriva poluării, privind gestionarea gunoaielor, a deșeurilor, care ne interesează pe toți. Așa că îi spun bună seara ministrului mediului, apelor și pădurilor, Tanțoș Barna, bun venit în Piața Victoriei. Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. 0372069599, vă reamintesc, e numărul de telefon la care puteți să vă faceți și voi vocea auzită în această conversație despre mediu, un subiect care ne interesează atât de mult. Domnule ministru, chestiunea obiectelor din plastic de unică folosință a intrat în vigoare în aceste zile, ordonanța care reglementează folosirea lor. Explicați-ne puțin, pentru că iară prevăd că o să ne ia pe nepregătite o grămadă de lucruri legate de astea, cum ne-au mai luat cu becurile incandescente și cu alte subiecte de acest fel. Ce mai avem voie să folosim și cât timp? Implementarea unor directive europene este o problemă importantă și la nivelul României, dar și la nivelul altor state membre. Este într-adevăr, pe de o parte, o obligație. Trebuie să vorbim, în primul rând, despre implementarea celor directive care sunt obligatorii pentru toate statele membre. Este vorba și despre această directivă pe single-use plastic. Single-use plastic înseamnă că încet-încet din producție, încet-încet din comerț, trebuie să dispară acele produse care se folosesc o singură dată și sunt din plastic. Vorbim de tacâmuri, vorbim de pahare, farfurii, paie, alte produse, bețișoare de ureche și alte. Unele sunt chiar produse HSD, să spun așa, dar din păcate sunt cele care reprezintă 80% din poluarea pe malul oceanelor, mărilor și în apele curgătoare. Este motivul pentru care ne-a obligat și pe noi Uniunea Europeană să le scoatem din uz. Scoaterea lor din uz se face treptat. În momentul de față este interzisă punerea pe piață unor cantități noi, adică producerea lor și vânzarea, prima vânzare sunt interzise și sunt interzise importurile. Stocurile care au fost găsite la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență, cred că pe 30 august a intrat în vigoare, pot fi vândute. Eu aș face recomandarea la consumatori să nu le mai cumpere, pentru că în felul acesta putem să forțăm... O să vă puneți rău cu o industrie întreagă care le-a produs deja și care probabil se vaită în momentul ăsta că trebuie să oprească niște producții de așa ceva. Da, are un impact economic, fără dar și poate, dar este o chestiune știută din 2019, o directivă care a fost adoptată acum 2 ani, o pregătire care putea să aibă loc și la producători în acești 2 ani și puteau să treacă pe materiale, altă materie primă. Există alternativă la aceste produse de unică folosință din plastic, este o materie primă mai scumpă, dar nu influențează în mod hotărător prețul produsului. Da, la un festival, de exemplu, dacă mă duc și cumpăr un gulaș la festival, cu siguranță prețul gulașului nu o să se dubleze datorită faptului că acea farfurie este din amidon, o materie primă care se descompune. Nu depinde asta de prețul la care achiziționează respectivii aceste materiale și aceste produse finite? Adică mi-imaginez că dacă nu vrea producătorul de bere sau de gulaș să scumpească prețul produsului, prețul final al produsului, dar dacă marfa asta îi se vinde ca fiind mai scumpă,
de către furnizori care spun, stai că am schimbat tehnologia, a trebuit să retehnologizăm fabrica. Da, are un impact economic clar, are un impact pe prețul produsului care se cumpără în acele produse de unică folosință, dar încă o dată, dacă vorbeam de 20 de bani pentru un pahar sau pentru o farfurie de plastic, acum o să vorbim despre 30 de bani. Deci nu o să influențeze prețul acelui produs care este vândut și ambalat în acest și stocurile astea, ziceți dumneavoastră, trebuie consumate. Eu mă aștept aici la ani de zile, până când, cu subterfugiile de rigoare, până când distribuitorii să spună păi aveam pe stoc milioane și milioane de astfel de bucăți, de pahare sau de farfurii de plastic sau mai știu eu ce. De fiecare dată au fost două etape importante în implementarea acestor directive. Momentul adoptării, care a fost un hop important din punct de vedere legislativ, și controlul ulterior. La pungile de plastic, de exemplu, controlul nu este suficient de prompt și de eficient. A fost lăsat la îndemâna unei autorități care nu reușește să controleze aceste produse cum trebuie. Este vorba de protecția consumatorului și Autoritatea pentru Protecția Consumatorului și acolo nu avem o eficiență. Pe partea de produse din plastic, am spus că păstrăm controlul la Garda de Mediu, astfel încât să putem crea o echipă specializată pentru aceste lucruri. Eu sper că în perioada următoare, una, două luni, să avem și controlul pus la punct cum trebuie și să eliminăm posibilitatea de a pune pe piață cantități noi. Încercări vor fi, trebuie să lucrăm cu Garda împreună, cu Garda de Mediu, cu VAMA, cu Agenția de Protecție a Consumatorului pe pungile de plastic, cu ANAF-ul, astfel încât producătorii să fie descurajați, amendați, sancționați dacă fac în continuare. Ziceați că e una din principalele cauze pentru care se adună tone de materiale plastice în apele planetei. Acum, întrebarea e așa, și am auzit-o din multe părți. Ce facem? Nu mai folosim nimic din plastic pentru că toate pot ajunge la un moment dat pe bucăți în apele planetei? De ce nu-i controlați și nu-i pedepsiți pe cei care deversează deșeurile astea din plastic decât să ne împiedicați pe noi să le folosim? Și asta e o poveste cu bătaie ceva mai lungă, poate că nu are legătură doar cu plasticul, are legătură cu orice altceva. Cum să-i motivezi pe oameni când ei știu că, chiar dacă respectă niște reguli, bun, nu o să mai cumpere obiecte de plastic, apele și albile râurilor vor fi pline în continuare de gunoaie? Este o problemă la nivel european și dacă ar fi numai cazul României, aș spune că este o caracteristică a țării noastre. La nivel european s-a considerat că produsele de plastic, din plastic de unică folosință, dăunează foarte, foarte grav naturii și atunci s-a luat această decizie de interzicere a lor. Cred că, în ciuda faptului că și în celelalte state sunt eforturi uriașe de a asigura o colectare selectivă și de a asigura o colectare eficientă de deșeuri, se întâmplă în continuare ca aceste deșeuri să ajungă în ape. E o măsură bună. E o măsură bună pentru că pe termen lung elimină o cantitate foarte mare de plastic. Știm foarte bine că este un material care se poate recicla în mod limitat, adică nu se poate recicla de N plus 1 ori, în comparație cu aluminiul, care poate fi reciclat ori de câte ori se recuperează aluminiul și se reciclează, ajunge la un reciclator. La fel și în cazul sticlei, reciclarea sau încorporarea în alte produse este posibilă. În cazul plasticului, chiar dacă facem eforturi susținute și recuperăm și colectăm selectiv, plasticul va genera în continuare o presiune mare pe tot ce înseamnă managementul deșeurilor. Ați pomenit cuvintele magice, colectare selectivă. Discutăm despre asta imediat și vă reamintesc că vă puteți face vocea auzită la 0372069599, dacă nu intrând în direct, măcar adresând întrebări pe care să le preluăm pentru Ministrul Mediului, invitat în ediția de față. Probabil că unii dintre noi au probleme mai mari decât chestiunea farfuriilor și bețișoarelor de urechi de plastic de unică folosință, și anume ce se va întâmpla cu mașinile, cu autoturismele pe care le folosim. Uniunea Europeană știm că din 2030 nu mai produce și nu mai pune în circulație mașini pe combustie. Deci viitorul e al mașinilor electrice în momentul ăsta. Și atunci hidrogenul. Hidrogenul este o soluție foarte importantă, foarte interesantă. Cu siguranță în următoarea perioadă foarte mulți cercetători și foarte mulți producători de autoturisme vor experimenta soluția hidrogen, dar un lucru este cert, lumea s-a schimbat extrem, extrem de rapid în jurul nostru. Unii chiar nu-și dau seama
cât de aproape este 2030. În 2030, Uniunea Europeană nu mai vrea să permită punerea pe piață unor mașini noi cu ardere, cu motoare clasice, uh-huh, cu ardere internă. Asta înseamnă o schimbare radicală. Industria spune că este pregătită. Și momentul de cotitură va fi 2025. Acolo se va vedea dacă industria din Europa, producătoare de mașini, este pregătită pentru această schimbare radicală. Noi în România am avut 3 sesiuni, dacă nu mă înșel, de Rabla Plus. Acel program prin care a susținut Ministerul Mediului introducerea pe piață a mașinilor electrice. Primii ani au fost fără interes din partea consumatorilor sau cumpărătorilor de mașini electrice. Anul acesta este un boom. Este o triplare față de anul trecut. Anul trecut s-a constatat o dublare a solicitărilor. Depinde și de ce cifre vorbim, domnule ministru, pentru că dacă dublarea e de la 6 la 12, nu-i mare lucru. Dacă e la 6.000 la 20.000... Se dublează de la 6.000 la 18, la 12.000 anul acesta. Da. Deci este o dublare... Putem discuta de o triplare a bugetului, pentru că am avut 200 de milioane, milioane anul trecut. 400, cu 400 am pornit în aprilie și acum suntem și deja la 600 de milioane de lei buget pentru acest program. Deci lumea se schimbă, se schimbă rapid în jurul nostru, se schimbă și industria, se schimbă și firmele care prestează servicii. Sunt foarte multe firme care deja nu folosesc în catering, de exemplu, sau în livrare de bunuri în orașele mari, altceva decât mașinile electrice. Pentru cea mai mare parte a populației pare ceva intangibil în momentul ăsta. Unu, sigur că suntem obișnuiți într-un anume fel și suntem obișnuiți să importăm foarte multe mașini la mâna a doua din Occident. Doi, la mână avem această temere că va costa automat mai mult. Și trei, la mână problema rețelei stațiilor de încărcare, care e ceva așa, să le cauți cu lumânarea în România. Mașinile electrice, din păcate, încă costă foarte mult. Vor veni probabil într-un an, maxim 3 ani, și soluțiile de low cost. Deja Dacia, producătorul autohton, are un model care costă foarte puțin. Într-adevăr, este o soluție low cost pentru acest segment, dar vor veni cu siguranță tehnologii noi, vor veni mașini mai ieftine. Este și motivul pentru care sprijinul pentru mașini electrice este cel mai mare și cred că nici în Europa nu se găsește o țară care să oferă un sprijin mai mare decât România. 10.000 de euro pentru o mașină, grosomodo. Deci, este un proces de schimbare, trebuie să fim pregătiți pentru acest lucru, trebuie să oferim sprijin pentru cei care vor să treacă la mașină electrică de la mașină convențională și să fim pregătiți pentru 2030. Va veni o altă lume și mașinile clasice, cu motoare clasice... Să fim pregătiți e așa, oarecum ușor de spus, dar dați-le o sugestie celor care își cântăresc viitorul în felul ăsta. Suntem o societate dependentă de genul ăsta de transport. Până când o să folosim noi transportul în comun în România, pe scară mult mai mare, ca acum va mai trece, nu? Nu-mi fac iluzii. Mm-hmm. Dacă comparăm numărul de mașini second-hand care sunt aduse în România, peste 200.000 cu siguranță, unii vorbesc chiar de 300.000 de mașini, cu 6.000, 10.000 de mașini electrice care intră pe piață anual, este nesemnificativ. Dar dacă nu conștientizăm că lumea se va schimba, nu o să fim pregătiți. Trebuie să pregătim infrastructură, stații de încărcare, și avem un program la Agenția pentru Administrarea Fondului de Mediu. Avem program pentru stații electrice și în octombrie, în câteva săptămâni, va porni programul pentru toate unitățile administrativ-teritoriale, indiferent dacă este oraș, sat, comună. Toată lumea o să aibă posibilitatea să acceseze aceste fonduri, să creăm infrastructura. Trebuie să vină Ministerul Energiei în sprijinul acestor rețele, pentru că se vor schimba foarte multe lucruri și presiunea pe tot ce înseamnă rețea de energie electrică o să fie și mai mare. Și, treptat, cu siguranță, nu o să fie trecerea bruscă, nu o să dispară mașinile clasice. În toată ecuația asta, domnule ministru, există și o posibilă taxare a poluatorilor. Observați că n-am zis taxă de poluare, că știu că nu e ceva de zis, că am mai văzut odată ce s-a întâmplat cu taxa de poluare. Deci o taxare a poluatorilor. Pare același lucru, e o nuanță. Descurajare, da. Cu siguranță va veni mai devreme sau mai târziu. Eu spun că acolo unde vorbim de mașinile bătrâne, de mai bătrâne,
mai bătrâne sau mai vechi de 15 ani, acolo trebuie să venim și cu un sprijin pentru cei care nu circulă de bunăvoie cu mașini foarte vechi și foarte ieftine, ci de nevoie, pentru că nu își permit să cumpere 3 mașini sau 2 mașini pentru familie și să aibă posibilitatea să treacă la o nouă clasă de autoturism, nouă, dacă se poate. Deci în momentul în care va veni o măsură de descurajare, din punctul meu de vedere, trebuie să vină în paralel și o măsură de sprijin special pentru cei care astăzi circulă cu mașini mai bătrâne de 15 ani. Bun. O chestiune foarte importantă pentru multă lume și primim și multe întrebări pe tema asta. Sistemul de garanție returnare. Ce facem cu toate aceste ambalaje pentru care ar trebui să primim în momentul în care returnăm niște bani ca să ne stimuleze să nu le mai aruncăm de-a valma și ele să se poată recicla? E blocat, dacă nu mă înșel, de câteva luni, nu? N-aș putea să spun că este blocat. A fost un blocaj într-adevăr câteva luni. A fost o discuție și o dezbatere extrem de aprinsă între actorii care vor participa la implementarea acestui sistem. Nu minister, ci unitățile economice, agenții economici, producătorii, retailerii, cei care vor avea obligația să instaleze acele automate, cei care va trebui să instaleze punctele de colectare manuală, cei care va trebui să construiască centrele de numărare, de reciclare și mai departe. Blocajul este, nu mai există practic, hotărârea de guvern a plecat din minister, este în avizare și în analiză la Consiliul Concurenței, la Ministerul de Finanțe, la Ministerele de resort. Dar noi prindem începutul anului viitor cu punerea în aplicare? Cel târziu, anul următor, la sfârșitul anului, trebuie pus în funcciune. Cel târziu... Deci încă un an de acum încolo. Este nevoie de o pregătire de cel puțin de un an de zile. Producătorii și retailerii spun că este nevoie de 16-18 luni. Eu spun că în 12 luni, dacă ne mișcăm bine, se poate face. Este o infrastructură logistică uriașă care trebuie pregătită pentru preluarea acestor cantități, o logistică instituțională care să asigure circularea acelor garanții de la producător la unitatea centrală, de la unitatea centrală la retailer, retailerul să dea banii la consumator, consumatorul se duce iarăși, cumpără produsul, pleacă cu sticla, vine înapoi cu sticla și ia garanția. Deci este un circuit complex, dar care într-un an de zile, maxim un an și jumătate, se poate construi. Aștept acum răspunsul ANAF-ului, de exemplu, pentru că trebuie analizat din punct de vedere fiscalitate, TVA și alte aspecte. Nu mai am nimic din punctul nostru de vedere al Ministerului, nimic de modificat la acest proiect de HG. Spuneam că vă încurajăm să participați la această conversație pe teme mari care ne privesc, cum este mediul, la 0372069599 și îi spun bună seara lui Marius. Sunteți în direct, Marius. Bună seara, mă auziți? Da. Vă rog. Bun. O întrebare pentru domnul ministru. După alegeri, când stabilise programul de guvernare, luase în calcul și o măsură, deschiderea unei linii telefonice sau pe internet, unde să putem raporta mașinile din trafic care efectiv lasă nori de fum în spate? Dacă s-a întâmplat ceva cu asta. N-am mai auzit absolut nimic de ideea asta. Domnule ministru. Nu cred că există această linie de telefon. Într-adevăr, la un moment dat am discutat cu Garda de Mediu despre o linie verde unde să se anunțe toate poluările. Nu cred că la Garda de Mediu linia verde a fost înființată. Sper să o facem. O să vorbesc cu Garda de Mediu. Recunosc că nu este funcțională. În schimb, am reușit o colaborare cu un ONG pentru a implementa un sistem informatic de gestionare a problemelor, a locațiilor unde sunt depozitate ilegal deșeuri. Este vorba despre un sistem informatic unde locația GPS poate fi încărcată și pot fi încărcate și poze și informațiile sunt verificate de gardă și de autoritatea locală. Acel sistem cred că ne va ajuta foarte mult să identificăm, de exemplu,
poluarea prin deșeuri depozitate în locuri nepermise. Mulțumesc foarte mult, Marius. Dacă vorbim de deșeuri, domnule ministru, e vorba și de ceea ce am văzut în ultimele luni. O gardă a mediului foarte activă, e adevărat. Ai zice că odată cu activitatea asta am descoperit o felul de probleme, de parcă ar fi noi în România, pentru că erau atât de date sub preș gunoaiele astea la propriu, încât, mă rog, ai senzația acum că se face revoluție în domeniu. Ce facem cu gunoaiele? Am avut niște crize privind gestionarea gunoaielor din alte motive care ne-au deschis ochii asupra unei probleme de fond, de fapt. Nu mai putem prelua și depozita atâtea gunoaie. Ce-i de făcut? Foarte multe autorități publice locale au neglijat construirea infrastructurii de preluare, de sortare și de depozitare. Din păcate, inclusiv la nivelul Bucureștiului, aceste probleme au fost amânate, nici astăzi nu se mișcă cum trebuie. Aceste unități administrative teritoriale au devenit sau au ajuns să fie captivi într-un sistem care îi blochează, au ajuns să fie captivi la agenții economici cu un background câteodată foarte dubios, și aceste situații generează crize. Criza, am văzut-o la sectorul 1, am văzut criza la nivel, sau vedem criza la nivelul Bucureștiului, nici astăzi nu avem acea strategie, acea perspectivă pe care ar trebui să genereze o capitală serioasă europeană. Îmi pare rău că trebuie să o spun. La începutul anului am încercat să aduc la aceeași masă primăriile de sector și primăria generală, să vedem că într-adevăr vine cineva și pune pe masă o strategie, începe să atragă fonduri europene. Este nevoie de mai multă muncă, mai multă seriozitate, mai multă aplicare pe această problemă. La nivel național, prin actele normative pe care le-am aprobat în cursul verii, ordonanțele de urgență pentru transpunerile de directivă, practic am interzis ca la nivel național colectarea să se facă altfel decât cel puțin pe 4 fracții. Asta înseamnă sau 3 fracții în condițiile în care se asigură sortare ulterioară. Asta înseamnă că ar trebui să crească la nivelul fiecărei unități administrative teritoriale, la nivelul fiecărei primării, devierea de la groapă. Prin directivele europene ne va obliga Uniunea Europeană să depozităm 10% din deșeuri la groapă și 90% să se recicleze, să se reutilizeze. Acest lucru înseamnă că în 10 ani de zile trebuie să ajungem la o performanță de 90% pe reciclare. Se poate face doar cu autorități locale responsabile. Ce ne revine nouă de făcut? Nouă celor care, de exemplu, ne întrebăm în momentul ăsta dacă ghienele blocurilor vor fi desființate de acum încolo și va trebui să mergem să punem gunoiul pe categorii în locuri pe care cel mai multe dintre blocuri, de pildă, nu le au. Alternativă la desfințarea acestor ghiene nu există. Ele trebuie desfințate și trebuie înlocuite cu... Scopul este ăsta, să nu mai punem gunoi de avalma și să colectăm selectiv. Și trebuie înlocuite cu acele centre inteligente, cum le-am numit noi, de colectare în zona blocurilor, care vor fi finanțate din PNRR. Am prevăzut peste 13.000 de astfel de centre, unde fiecare cetățean va putea să meargă cu cardul, prin care se evidențiază cantitatea sau tipul de gunoi pe care îl aruncă în acele locuri și acolo se facă doar selectiv și doar în condițiile de... Vă dați seama că pare ceva SF, nu? Există bune intenții în București, cel puțin de multă vreme, în care se pune la dispoziție colectare selectivă și oamenii se duc cu punga de gunoi și o aruncă de avalma, plină cu gunoi menajer, cu coși de morcovi, cu sticle, cu peturi și cu doze mototolite, adică... Da, dar în același timp sunt sute de mii de familii care fac colectare selectivă în apartament sau în casă și n-au o unitate administrativă teritorială, o primărie care să respecte această intenție, bună intenție, și să le pună la dispoziție o logistică și o infrastructură de colectare pe măsură. Deci, de foarte multe ori vine intenția bună din partea cetățenilor și se blochează din cauza faptului că mașina care preia gunoiul, chiar dacă ele au fost colectate selectiv, le amestecă. De aceea spun că trebuie să existe și din partea cetățenilor o presiune
asupra primăriilor, asupra primarului, pentru că este instituția care poate să gestioneze colectarea la nivel local și este obligată și prin lege. Daniel, în direct cu noi, bună seara! Bună seara, vă salut, domnul ministru. O întrebare legată de energie alternativă. Când vom simplifica și noi procedurile pentru a fi mai ușoară implementarea energiilor regenerabile, de exemplu, cele fotovoltaice, panourile, montarea panourilor fotovoltaice? La momentul acesta, eu personal am instalat în regie proprie 15 kWh produc verde, să zic așa, dar nu pot intra în legalitate pentru că trebuie să obțin o grămadă de avize, trebuie să alerg mai mult decât practic trebuie. A fost mai ușor să le instalez decât să obțin toate documentele pentru a intra în legalitate, ceea ce nu mi se pare chiar normal. Ori construiesc o casă, ori pun 20 de panouri pe casă, procedurile sunt aceleași, exact aceleași. Trebuie autorizație de construcție și așa mai departe, aviz de la primărie și tot felul de chestii pentru construcția acestora. Am vorbit cu domnul ministru Popescu de mai multe ori despre această problemă. Ministrul Energiei. Ministrul Energiei. Am ridicat problema inclusiv la negocierile când s-a format coaliția și s-a scris programul de guvernare. Prosumatorul trebuie să fie un cetățean sprijinit și prin acte normative și prin procedurile simplificate prin care să poate să livreze în sistem aceste cantități de energie electrică produse în plus în anumite perioade și să facă compensare cantitativă. Acum o săptămână și ceva am fost la o conferință cu domnul ministru al energiei. Dânsul a spus și la acea conferință că România va implementa un sistem de compensare a cantităților de energie produse astfel încât să nu există acea discrepanță între prețul cu care livrează în sistem și prețul cu care cumpără a doua zi cantitățile necesare. În același timp, sper să reușească și simplificarea autorizării, pentru că, într-adevăr, nu ar trebui să existe o autorizație foarte complicată de construcție cu foarte multe avize pentru a pune câteva panouri solare pe casă. Nu este neapărat domeniul nostru al Ministerului Mediului, dar suntem interesați în creșterea capacităților de producție de energie alternativă și foarte important încă o dată această compensare cantitativă între prosumator și furnizorul de energie electrică. Mulțumesc, Daniel. Discuția asta despre energie e foarte actuală pentru că ni se tot spune că facturile la energie au crescut, nu-i domeniul dumneavoastră, dar ca idee. Au crescut inclusiv pentru că industriile astea sunt foarte poluante, cele care produc energia pe care noi o consumăm în momentul ăsta. Și atunci, inevitabil, ea e mai scumpă. Asta ca să unim așa toate punctele. Cetățenii au dreptate când spun că Europa a făcut prea mulți pași într-o perioadă foarte scurtă în această direcție. Prețurile de energie au crescut în toată Europa. Și am văzut ce s-a întâmplat în Spania, ce s-a întâmplat în celelalte state membre ale Uniunii. Este o presiune uriașă asupra pieței și este o presiune uriașă asupra prețului. Cu siguranță, acel fond social al climei, care se va constitui probabil începând cu anul 2024, va trebui să vină și să ofere un sprijin cetățenilor care sunt captivi în anumite sisteme și cetățenilor care vor fi afectați de aceste schimbări. Este și motivul pentru care, de exemplu, în cazul strategiei forestiere, am ridicat această problemă. România are peste 3 milioane de gospodării care se încălzesc cu lemn. Este ok să ne propunem la nivel european să scoatem biomasa din ca surse de energie și să nu mai încălzim casele cu lemn. Dar trecerea de la un sistem la altul durează probabil 5 ani în Germania, și s-ar putea să dureze 25 de ani în România, pentru că n-ai cum să duci gaze naturale în fiecare comună, la fiecare gospodărie și după aceea să vezi și se dublează prețul la gaz. Deci aceste lucruri trebuie analizate și din punct de vedere social și din punctul de vedere al impactului asupra cetățenilor. Pare că ne gândim foarte mult, adică analizele astea durează și lucrurile, mă rog, se mișcă în anumite privințe mai repede decât gândim noi strategiile. Asta e doar o constatare. Adrian, bună seara! Sunteți bună în direct. Seara. Bună seara, Adrian!
Bună seara, aș avea o întrebare pentru domnul ministru în completarea primei întrebări legate de autoturismele din România, și anume avem un parc auto, vedem zilnic pe străzi, foarte, foarte îmbătrânit. Permitem înmatricularea mașinilor Euro 4 și Euro 5 la liber, să zicem așa, în zone foarte, foarte aglomerate, cum ar fi Bucureștiul. Sau să reformulez întrebarea, există vreun mod prin care am putea să impulsionăm cel puțin persoanele juridice să se îndrepte către mașini hibride, ceva mai ușor accesibil decât programul Rabla? Mulțumesc, Adrian. Vă rog. Cred că programul Rabla este printre cele mai accesibile programe din țară. Într-adevăr, la începutul anului a fost 2-3 săptămâni în care am avut foarte multe cereri și nu s-a mișcat cum trebuie la persoanele juridice aprobarea, dar cred că am intrat pe un făgaș normal și lucrurile merg destul de bine la Rabla. Ministerul Mediului nu poate implementa singur un sistem de descurajare sau de taxare. În același timp, interesul nostru este să descurajăm înmatricularea mașinilor bătrâne și foarte poluante. Încă o dată spun că aspectul social și aspectul economic trebuie avut tot timpul în vedere. Bucureștiul, de exemplu, ar avea la dispoziție și Timișoara, și Brașovul, și Iașul, orașe care au probleme cu poluarea aerului, au la dispoziție și chiar li se recomandă din partea Ministerului și din partea Comisiei măsuri de restricționare a traficului în anumite zone, măsuri de creșterea capacității sau de îmbunătățire a sistemului de control al traficului, de sistemului inteligent de gestionare a traficului, măsuri și investiții pentru alternative, piste de biciclete, măsuri alternative pentru transportul public în comun, unde se schimbă mașinile vechi cu altele electrice. Dar aceste lucruri se întâmplă lent. Din păcate, la nivelul autorităților publice locale, măsurile nepopulare, care nu aduc, ci iau voturi, nu sunt încurajate. Eu vorbesc ușor pentru că, și mi-e ușor să spun aceste lucruri, pentru că nu o să candidez probabil la primărie și nu trebuie să câștig alegeri. Dar în 2024, primarii și candidații care nu pun pe primul loc problemele de mediu din localitatea respectivă, problema de deșeuri, problema gestionării deșeurilor, problema gestionării calității aerului, n-ar trebui să mai câștige alegeri. Asta înseamnă o formă de presiune din partea cetățenilor și asta presupune de asemenea ca ei să înțeleagă această nevoie. Exact. Procedurile de infringement la adresa României din partea Comisiei Europene, despre care noi tot auzim, pedepsele astea, în ce stadiu sunt acum? Ce penalități plătește România acum, în momentul vorbirii, pentru aceste proceduri? Nu avem penalități concrete până în momentul de față. Avem proceduri care sunt avansate pe calitatea aerului, de exemplu, în București. Este o procedură destul de avansată și măsurile care vin din partea Bucureștiului nu sunt liniștitoare, să spun, pentru Comisie. Avem 3 proceduri care se vor închide datorită transpunerii legislației pe deșeuri. Vara asta am transpus mai multe directive și procedurile de infringement vor fi probabil închise. Avem o procedură foarte complicată pe sistemul de gestionare de administrare a pădurilor. O procedură care vine din modul în care Natura 2000, zonele Natura 2000 au fost sau nu au fost în ultimii ani avute în vedere în momentul în care s-au făcut amenajamentele silvice. Aici, de exemplu, în perioada de toamnă, dacă am bloca exploatările forestiere, am avea problema socială pe partea cealaltă, pe lemnul de foc. În același timp, Comisia ne cere restricții și măsuri mult mai restrictive pentru a exploata mai greu această masă lânmasă din păduri. Deci am avut 20 la începutul anului, am închis o procedură în cursul anului, probabil alte 3 vor fi închise. S-ar putea să apară altele pe calitatea aerului. Este posibil ca orașele care vor fi dotate cu instalația de măsurare oficială a calității să intre în procedură de infringement.
Pentru că acolo unde am măsurat până acum, cam fiecare oraș a început să... Pentru asta probleme. Trebuie să avem aceste instalații oficiale. Adică da, ne furăm căciula singuri, nu le punem ca să nu fim descoperiți. Nu, ele vor fi cumpărate și vor fi instalate, vrem, nu vrem. Este obligația Ministerului, avem program de finanțare pentru aceste instalații, le vom instala. Soluția nu este să nu le instalăm, soluția este să îmbunătățim calitatea aerului. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Tanțoș Barna, ministrul mediului, astăzi în Piața Victoriei. Pe curând! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.